Dragi telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Personalitatea Zilei. Iată-ne în noul an cu speranță și cu mult optimism. Astăzi îl avem invitat pe domnul primar Lupu Vasile, primar al Comunei Pârjol. Domnule primar, bine v-am găsit aici la dumneavoastră. Vă mulțumim că, de fapt, dumneavoastră ne-ați făcut invitația de a veni chiar aici, la sediul primăriei, aici unde vă desfășurați dumneavoastră activitatea zi de zi. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Mă bucur pentru prezența dumneavoastră în cadrul unității noastre și noi întotdeauna la personalitatea zilei aducem oameni cu totul și cu totul special și bineînțeles că noi am avut o discuție de anul trecut, din 2019. Așa este. Dar cu toții suntem foarte ocupați și mai ales dumneavoastră ca primar ați avut în anul 2019 foarte multe proiecte. Dar haideți să o luăm așa cu începutul. Înainte de a deveni primar, spuneți-ne dacă ați locuit în comună mulți ani sau dacă ați fost plecat în străinătate și cu ce gânduri ați revenit în comună. Da, eu într-adevăr sunt născut aici în comuna asta, satul Hemien, chiar primul sat de la intrare în comună, din 1972, bineînțeles, dintre care cu serviciu am lucrat și aici în țară, dar mai puțin, și am făcut o ieșire în exterior. Timp de 20 de ani am lucrat în construcție pe Sfântul Munte Athos. O perioadă destul de lungă, dar care v-a ajutat, cred eu, foarte mult pentru ceea ce avea să urmeze, adică pentru funcția de primar. Da, într-adevăr, m-a ajutat enorm. Dumneavoastră ați venit de acolo, bineînțeles, cu idei noi și cred eu că au ajutat foarte mult la proiectele pe care le-ați susținut de la începutul. Da, într-adevăr, cum v-am zis și mai înainte, am avut într-adevăr 20 de ani o experiență, să spunem așa, bogată, care m-a ajutat și pentru această funcție. Și pentru a lucra cu oamenii. Și pentru a lucra cu oamenii, bineînțeles, așa special. Este. Special, da. Cum v-ați gândit să candidați? Care a fost motivația? Gânduri nu prea am avut de candidat, să vă spun așa, dar venind de la mine, eu aveam gând într-adevăr ușor să mă retrag, fiind familia aici în țară, să mă retrag în țară și atunci a venit. Ați vrut să aduceți un aport și dumneavoastră pentru această comună? Da, când am văzut într-adevăr, eu lucrez terenuri în arendă, da, de la oamenii din comunitate, bineînțeles, și din alte părți, din comunele vecine. Și atunci când am văzut că lucrurile, într-adevăr, la noi, la Pârjol, nu au mers, da, m-am ambiționat foarte mult să îmi depun candidatura. Să fac ceva pentru această comunitate. Iată că eu cred că experiența dumneavoastră v-a ajutat foarte mult și pentru faptul că ați reușit să convingeți la acea vreme oamenii să vă dea votul și să ajungeți să îi reprezentați. Spuneți-mi, cum ați preluat la acel an comuna? Da, în ce stadiu era, dacă erau proiecte în desfășurare sau nu prea? Să vă spun, eu de obicei nu mint, spun lucrurile pe față, am luat-o foarte, foarte rău. Unu, vreau să zic că
Am avut, deci am intrat într-o perioadă când a fost și inundația în 2016, când această comună a fost, să spunem, 50% inundație, lovitură de viitura care a fost atunci. Și, într-adevăr, m-a surprins niște situații care le-am găsit și aici în unitate. Vreau să spun, fără proiecte, fără bani, fără... Nu ați fost dezamăgit la început? Adică mă gândesc că ați fost optimist la început când ați candidat și apoi când ați venit aici ați dat de greu. Ați avut momente când ați, eu știu, v-ați gândit o clipă că poate nu era bine să candidați sau dimpotrivă v-a ambiționat? Nu, să știți că pe mine lucrurile astea nefăcute, să spunem așa, mai tare mă ambiționează. Asta este foarte important. Da. Dovadă că acum puteți să ne vorbiți despre ce proiecte s-au votat în Consiliul Local, dar ce proiecte s-au dus la bun sfârșit în 2019 și, bineînțeles, cetățenii știu că pentru a duce la bun sfârșit un proiect nu ți ajunge doar un an, uneori poate chiar niciun, măcar un mandat, ai nevoie de două mandate ca să duci la sfârșit un proiect. Așa este, într-adevăr, un mandat de 4 ani pentru un primar la primul mandat mai nu prea ai realizări, adică vorbim ca realizări, trebuie să muncești foarte mult. Într-adevăr, eu am muncit foarte mult împreună cu echipa de aici din primărie și vreau să le mulțumesc foarte mult acești oameni care au fost lângă mine. Am avut într-adevăr, să spun așa, o lovitură cea mai mare, adică inundația din 2016, când mi-a rupt un pod de la Băsești, podul PSR-ul Tazlău, și au rămas acești oameni, două localități, fără pod, deci fără trecere, care înconjura 10-12 km să ajungă și ei foarte în greu, satul lor. Foarte greu, da. Da, a fost foarte greu, dintre care am demarat acest proiect. Deci în 2019 s-a inaugurat acest pod PSR-ul Tazlău. Și cu siguranță le-ați dat oamenilor încredere pentru anii care vor urma și pentru proiectele pe care le mai aveți în desfășurare. Sigur, avem proiecte, deci chiar eu zic că s-a muncit destul de mult, încă nici nu am împlinit mandatul. Da. Și avem proiecte care prin PNDL 2, într-adevăr, eu când am venit aici am găsit un singur proiect, să spunem PNDL 1, drum la Băgnășeni, care a fost pe o lungime de 4,270 km, dintre care l-am preluat eu. Am reziliat acea firmă, într-adevăr am avut un pic de treabă, dar și acum încă nu este finalizat, este finalizat în o parte de 95%. Cam câte proiecte sunt în desfășurare? Am înțeles de personalul de aici din primărie a lucrat la multe, chiar multe proiecte. Pe 12, dacă da, avem în jur de 12, mai lucrăm la 3, deci avem în jur la 15 proiecte. Avem proiect prin PNDL 2, cum v-am zis, podul care l-am terminat, școala care este 85% finalizată, la primăvară sperăm să avem inaugurarea. Avem prin fonduri europene AFIR. Într-adevăr, am avut un proiect prin GAL, care am luat o basculă, un camion, dintre care am mai pus noi din bugetul local. S-au luat 52.600, restul am pus noi. Este foarte important să achiziționați utilaje, pentru că știți și dumneavoastră mai ales că iarna cetățenii ce spun când nu e dezăpezit drumul? Domnule, nu a venit primarul să dezăpezească drumul.
Și costurile sunt mai mici după ce achiziționați utilajele, pentru că aveți cheltuieli mari cu firmele de Da, repet, mi-aduc aminte când am venit aici în 2016, într-adevăr aveam un buldo vai de mama lui. Atunci eram, nici mașini nu aveam nimic, dar, na, mai spun, cu ajutorul Dumnezeu, mi-am achiziționat și un buldo nou, tot din bugetul local, deci din excedentul, din acei bani care am făcut economii, să zic așa, peste an, și am strâns ca să pot să-mi aduc comuna să avem utilaje. E așa, asta înseamnă când un primar este gospodar, știe să chivernisească, așa, ca să spun, da, ca popor, banul, da, și să aibă și rezultate. Apropo de, spuneați de școală mai devreme, asta vreau să vă întreb, în ce condiții învață elevii aici, și aici ne adresăm și celor mici de la grădinițe. Noi avem acum deschise 4 școli, au fost, bineînțeles, care le-am găsit, dintre care anul acesta le-am făcut toalete în interior și apă potabilă printr-un sistem, printr-un aparat. Da, da, da. Deci copiii au condiții... Au condiții foarte bune, au căldură, au tot ce le trebuie. Asta este foarte important, pentru că, vedeți, sunt comune unde, din păcate, natalitatea a scăzut foarte mult. Așa este, da. Sau avem alte situații când copiii vin la școală, dar iarna stau în frig... toaletele sunt în curte și la fel nu sunt condiții foarte bune. La dumneavoastră văd că lucrurile merg foarte bune. Da, mulțumim lui Dumnezeu, merge bine. Da. Eu am avut într-adevăr proiectul de când am intrat aici în 2016 pentru a merge copiii în interior să aibă grupurile sanitare. Da, da, da. Asta și normal. Am, în acest an, da, în acest an am realizat la cele 3 școli, grupuri sanitare în interior, dintre care le-am, cum am zis, și acea apă potabilă. Da, și asta înseamnă că și cadrele didactice sunt foarte mulțumite, pentru că știți cum e, dacă n-ai condiții în școală, dacă este frig, atunci nici copilul nu poate să fie relaxat, să fie atent la ore, orele să decurgă într-un cadru normal, ca să spun așa. Aveți cadre didactice care fac naveta, aveți navetiști? Da, sau... sunt, da, da, da. E bine totuși că... Sunt, le plătim, decontăm, da, naveta, da, noi, da, de aici, din cadrul primăriei. Sunt mulțumiți de condiții, că sunt condiții. Acum nu pot să zic că nu au condiții. Da, așa este. Acum că tot am ajuns la tineri, probabil că sunt și din comuna Pârjol tineri plecați în străinătate. Sunt și din comuna noastră, într-adevăr, cum de fapt sunt toată țara. Așa este. Știți cumva, eu știu, din tineri sau mai puțin tineri care s-au reîntors în comuna definitiv, adică s-au gândit după câțiva ani de străinătate să vină să rămână? Da, să știți că eu... Să-și facă o familie aici? Sau? Eu am simțit pe pelea mea, să spun adevărul, da, și văd, bineînțeles că este vizibil, de când sunt primar din 2016, lucrurile decurg mult mai bine față de înainte și chiar ușor, ușor văd rezultatele și tinerii se întorc. Pentru că au văzut că dumneavoastră ați construit, ca să zic așa, în comună multe lucruri și ați adus-o la un nivel european, pentru că toată lumea, la urma urmei, vrea condiții foarte bune. Sigur, da? Sigur. Indiferent că stăm la sat sau la oraș, cu toții vrem să avem condiții europene. Cu cei care au rămas acasă, și aici mă refer la cei în vârstă, care sunt singuri, sau bănuiesc că țineți legătura cu pensionarii? Foarte, sigur, țin legătura, într-adevăr, cu toată comuna și cu cei mai bătrâni, într-adevăr.
Mai au nevoie de un sfat. Mai au nevoie de un sfat, sigur. La mine nu este numai într-o zi sau două, să spun, în audiență. La mine este dimineața. Eu sunt foarte dimineața aici și stau până mai târziu. Mă găsești la orice oră, au numărul meu de telefon, deci nu... Da, și dumneavoastră oricum mai ieșiți și în teren. Sigur, sigur. În teren, da. Dintre care pentru bătrâni mă zbat, lucrez, bineînțeles, lucrăm la un proiect pentru să înființez, să construiesc un cămin de bătrâni în satul Băsești. Și foarte important ar fi. Am observat că chiar este necesar un asemenea centru, un asemenea cămin. Din păcate rămân bătrânii singuri, copiii sunt foarte departe și pentru situații de urgență nu au cum să ajungă atât de repede. Așa este, da. Și un asemenea cămin le-ar fi de mare ajutor și ar fi în siguranță acolo și în condiții foarte bune. În luna decembrie ați premiat cupluri care au sărbătorit 50 de ani. Da. Îi premiați în fiecare an. Da, în fiecare an, cei ce împlinesc vârsta de 50 de ani de căsătorie, le dăm o premie acolo de 500 de lei, plus cadouri, un cadou, sigur. Da, foarte frumos și este bine primit de dumnealor, pentru că au ajuns la o vârstă când au nevoie să fie... Știți cum, ca și copiii, să vadă că cineva se gândește la ei, că cineva are grijă de ei și atunci ceea ce faceți dumneavoastră este foarte important și foarte frumos. Eu, în afară de ce întrebări vă pun eu, puteți să vorbiți dumneavoastră despre multe și multe proiecte pe care le aveți, ca cetățenii să știe, pentru că în câteva luni deja vor fi alegeri din nou, și trebuie să fie bine informați. Da, eu întotdeauna nu mi-am făcut campanie să ies pe drum sau să dau drumul la lucrări când e vorba de alegeri sau campanie electorală. Nu, eu am mers, sunt un om care îmi place să merg direct, să vorbesc cu ei și să le spun lucrurile exact cum stau și ce vreau să fac, ce exact, înțelegeți? Am într-adevăr pentru primăvară, am un proiect, deci sunt două, dar o să fie cumulate ca prin Compania Națională de Investiții, am pe Comuna Pârjol, în toate satele vorbesc, 28 de kilometri de asfalt, care în primăvara anului 2020, cu ajutorul lui Dumnezeu, să le dăm drumul. Bineînțeles, cu tot cu șanțuri betonate, podețe la fiecare proprietate. Lucrăm, într-adevăr, avem și care vreau să aduc în comună, bineînțeles, iar din nou în toate satele, gaze. Fiind lumea îmbătrânită, într-adevăr, lemnele, chiar dacă suntem aproape de păduri, să zicem așa, dar, după cum știm, este... mai greu, mai... Așa este, da. Și sunt scumpe, într-adevăr. Da, și în momentul când te raportezi la gaz, e mai simplu, nu mai e problemă că, vai, cine... Mă refer aici iar la persoanele în vârstă, se vor gândi cine să-mi aducă o căruță cu lemne. Așa sau, este, da. Așa pentru ei ar fi foarte bine și nu numai pentru ei. Și tinerii despre care spuneam că s-au întors sau vor mai fi și alții care vor reveni, atunci când vor avea și gaz în casă, sigur, e mult mai comod și mult mai ușor. Apă canalizare, lucrăm la proiect, de așa este, deci avem Pusteana și Câmpenii care prin poim, bineînțeles, ăsta este un program la nivel național. Sperăm ca la anul să înceapă aceste două sate, într-adevăr, dintre care am un proiect și pentru Hemien, Tărâța și Pârjol, pentru apă și canal. Mai avem, într-adevăr, două proiecte pentru două săli de sport. Una va fi la Pustiana și
A doua va fi la, în curte, bineînțeles, în curtea școlii, da, da, la Pârjol. Este foarte important sportul. Din păcate, unii tineri probabil că nu mai dau atâta importanță, dar cu ajutorul profesorilor și, uitați, și cu ajutorul dumneavoastră, pentru că aveți acest proiect pentru săl de sport, cred că le va veni în ajutor și poate va veni și plăcerea aceea de, da, a face mai mult. Da, într-adevăr, acestea sunt necesar pentru, da, copii, din cauza pentru că sănătate, vor fi, da, acoperite, sigur. Așa este. Lucrăm, nu l-am terminat, într-adevăr, și un parc. Nu am, da, nu avem parc de copii. Amenajăm un parc de copii. Sperăm, am vrut chiar luna aceasta să-l termin, dar na, nu știu cum va fi temperaturile și este în curs de finalizare. Ideea este că e aproape de finalizare, da, și avem un proiect de, vreau să fac un cămin cultural în satul Câmpeni, da, și unul și un cămin, bineînțeles, vorbim de cămine noi, da, la Tărâța. Iată, stimați cetățeni ai Comunei Pârjol, cum domnul primar s-a gândit și la sport, și la cultură, ceea ce este foarte important pentru o comună, pentru dezvoltarea frumoasă a copiilor și a tinerilor din această comună. Vreau să vă spun un pic că eu totuși avem o comună destul de, de mare, să spun că am 9 sate și am 10 biserici. Așa, da, apropo, da, 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 puteți să spuneți și câți locuitori are această comună. Da, noi suntem între 7.000 și 10.000, da, 7.260, deci, da, avem, mare, da, da, cu 9 sate, într-adevăr, am 10 biserici care vreau din suflet, să spun, da, așa, să-i ajut, adică cât pot, să, chiar toate bisericile vreau să le iau la rând și le-am luat, într-adevăr, da, da, pentru reabilitare, pentru a face și o casă praznicală și o capelă, din, da, cauza, da, că așa este. Am terminat trei case, trei cap mortuale, da, da, dintre care urmează să încep și pe al patrulea, acoperișuri, adică ce putem, le-am dat la fiecare câte o mașină de lemne, da, pentru a încălzi biserica. Se vede clar că dumneavoastră țineți legătura, deci, și cu învățământul, cu cadrele didactice și cu biserica, pentru că nu trebuie lăsată deoparte, religia ne învață să fim mai buni, sigur, ne ajută, da, să fim mai buni. E foarte frumoasă colaborarea dumneavoastră cu preoții și cu, așa că aveți 10 biserici, foarte, chiar este foarte frumos și foarte important că aveți grijă să le asigurați ceea ce, cele necesare. Da, eu caut totuși cât și de cât să am o relație foarte, foarte bună, adică, da, da, cât pot, ei totuși au văzut, cred că au văzut și locuitorii cam ce fel de om sunt. Sigur, păi câte proiecte ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi, deja Comuna Pârjol într-adevăr va ajunge la un standard foarte frumos, un standard european unde și tinerii și copiii și cei mai în vârstă vor avea plăcerea de a locui aici, de a învăța aici, de a merge la spectacole. A merge la spectacol, sigur, sigur, da, căminele culturale și, da, foarte interesant. Da, am mai făcut într-adevăr și de colmatare la pârâile care m-au afectat atunci în 2016. Da. Am făcut niște ziduri de sprijin, într-adevăr, din banii din bugetul local și atunci am văzut că de atunci până acum, deci m-au, apele care au venit, deci, da, și-au croit alt drum, a, de nu a fi, da, 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 afectați acei oameni care au fost atunci în 2016. Este foarte important ca oamenii să fie ajutați pentru că, într-adevăr, știți cum e, fiecare om își face în fața porții sau cât poate. Dar până nu venim cu un proiect de asemenea amploare, nu putem realiza. Da, noi mai avem, într-adevăr, lucrăm și la alt proiect și dintre care vreau să-l finalizez.
Și pe acesta aș mai avea în toată comuna 17 km de asfalt și atunci chiar toată comuna va fi asfaltată și ulițele vorbim. Foarte, foarte frumos și foarte bine da. Pentru toți locuitorii. Și sper să rezolv. Că nu mai putem să prezentăm, noi suntem la țară, dar intrăm cu cizmele în noroi. Deci da, cu toată așa este. Unii spun, domnule, dar mai ai 5 luni, 6 luni, chiar atât de mult, te mai trage inima, bineînțeles, eu voi fi aici demn și pentru oameni chiar până în ultima zi. Absolut, așa și trebuie, exact ce spuneam. Pentru un primar, gospodar, eu nu cred că pune pe primul loc politicul, ci partea gospodărească din comună, da? Să dezvolte comuna, pentru că, exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, ați revenit aici în comună, da? Sunteți cu familia și atunci e clar că vreți să lăsați ceva bun în urma dumneavoastră, dar eu cred că oamenii vă vor alege cu siguranță da. Și în următorul mandat, pentru că ați făcut, eu zic, într-un timp foarte scurt, destul de multe lucruri. Eu zic că așa este cum spuneți și dumneavoastră, într-un timp, cum vorbeam și în, mai înainte, un primar 4 ani, nu prea până, exact, nu prea, te obișnuiești până, până dai drumul, da. Dar eu dacă am finalizat, deci am început acum 2 luni de zile, 1 luni și jumătate am început un cămin cultural la Pustiana pe fonduri europene, AFIR, da. Prin AFIR. Fiind monument istoric, m-am luptat un pic și pentru acel cămin. Da. În fine, e bine că l-am prins în finanțare și am reușit să le dăm drumul la lucrări. Nu sunt omul care să spun, domnule, acum ies să fac, oamenii am nevoie pentru de a alege din nou să mai merg în mandat. Nu, dar totuși vreau să spun tuturor locuitorilor din comuna Pârjol de a avea încredere în mine, voi merge și voi lucra, voi munci chiar până în ultima zi. Spuneți-mi dacă, de exemplu, dumneavoastră nu aveți majoritate în Consiliu. Nu am majoritate, dar eu cred că nici nu aveți probleme. Probleme că nu sunt, nu am avut. Dovadă că ați avut atâtea probleme. Da, dovadă, dar și consilierii au văzut cam ce vreau să fac și pentru comunitate, că exact, ei da. Au știut înainte că sunt consilieri care au 2-3 mandate, da. Cum nu s-a putut. Acum nu știu, că nu s-a vrut. Mă rog, da, 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 asta da. Este, dar într-adevăr că nu s-a putut, dintre care am reabilitat și toată instituția care o vedeți, și prin interior, da, prin exterior, parcare, deci ce am putut da, 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 așa este. Să dovedem de oameni gospodari, că da, așa este frumos. Cu asta spun că neavând majoritate, ați reușit să convingeți consilierii locali și cred că și dumnealor sunt oameni gospodari, pentru că v-au acordat votul pentru proiectele acestea importante și dovadă că s-au văzut și rezultatele la cele finalizate. Spuneți-mi dacă, eu știu, în anul 2019 au fost și schimbări așa de la guvern, dacă ați avut probleme înainte cu celălalt guvern, adică n-ați primit bani când aveați nevoie? Nu, să știți că, din contra, nu am avut nicio problemă. Da, așa obstacole mai sunt. Da, dar așa este viața, dar da. Trebuie trecute peste ele. Așa este, ne călim. Da, 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 sigur, sigur. Asta e bine. Cu ce? Dacă nu luptăm, nu învingem, cam exact, așa ceva, știți. Da, da, da. Dacă ar fi prea ușor, da. Spuneți-mi acum, noul an, în 2020, cu ce speranțe porniți la drum, cu ce... Oricum, dumneavoastră, sunteți un om optimist. Sunt, într-adevăr, plec la drum cu primul pas, vreau și îmi doresc, în primăvară, bineînțeles, fiind iarna, să trecem cu proiectul acesta de la Compania Națională de Investiții, da. Să facem licitația pentru a începe în primăvară acest proiect pentru asfaltarea drumurilor. Așa este, da. Asta îmi doresc din suflet. Și eu cred că
Sigur, cu siguranță. Cu siguranță. Cu siguranță. Deci mai ales fiind început de an, da, trebuie da, să, da, să da. Pornim. Și bineînțeles și alte proiecte să le da. Luăm finanțare pe ele, să putem da drumul. Așa pentru este. A atrage și noi în comuna noastră, într-adevăr, vreau să aduc această comună, să fie comună europeană, vreau să-mi aduc și eu să-mi atrag investitori, să corect, facem și noi ceva aici pentru a lucra acel tineret de aici, din comună, să rămână aici, să, rămână aici, să da. Se dezvolte aici. Exact. Pentru că chiar dacă n-ar mai pleca în străinătate tinerii, dar e greu să-și găsească, să plece, eu știu, să facă naveta, cine știe în ce oraș sau... Și atunci ar fi mult mai bine ca să atrageți aici investitori și tinerii să muncească. Da, așa este într-adevăr. Eu, firmele care mi-au venit și până acum, pe, chiar și la pod, și la școală, și la cămin, și avem într-adevăr, vor fura și trei sonde aici în satul Câmpeni, m-am rugat de firma respectivă să-mi ia și oameni de aici din comună să-mi angajeze. Da. 2, 3, 5, 10, 15, cât au nevoie. Și atunci, într-adevăr, că sunt serioși. Uite că la cele trei firme care au trecut aici, avem oameni din localități care lucrează la ei. Foarte frumos, da, și da. Este un lucru foarte important. Spuneți-mi dacă în comuna Vârjol sunt tradiții populare care, eu știu, de sărbătorile de iarnă sau alte tradiții care sunt tradiții parte. Acum să spun că mă laud un pic, dar nu mă laud, nu, că n-are rost așa. Să știe. Da, din 2016 am adus într-adevăr înapoi tradiția care a fost la noi, să făceam fiecare sat aici capră. Capră fiind în altă parte numai cu capră. Aici da. Capră la noi sunt cete. În ceată sunt cavaleri, cai diferite. Da. Deci grupuri, vorbim de 35-40 de persoane. Da, dintre care eu îi primesc cu drag aici pe 31 decembrie dimineața, la fiecare, le dau și câte un premiu, da, care bineînțeles pentru merit, premiu 1, 2, 3... Foarte frumos, da. Deci e un concurs așa. Da, pe, da, da, și este asta. Foarte frumos, adică da. Pe 31 în fiecare... În fiecare an, da. În fiecare an dimineața sunt aici la noi. Așa trebuie, e păcat. Unele localități, într-adevăr, și orașe și sate duc mai departe tradiția, dar sunt și zone unde s-a pierdut complet și mare. Da, sunt zone și eu tot la fel i-am readus cum ar veni înapoi, da. Că mai că erau, asta este, deci copiii nu sunt, sunt plecați, corect. Să-i adune da, și da, să... Da. Și eu zic că i-am adunat, într-adevăr. Și că... le-ați dat curaj, da. Și le-am dat curaj, da. Domnule primar, ne-ați prezentat proiecte foarte importante, lucruri foarte importante și eu cred că ați făcut într-un mandat chiar foarte multe lucruri și frumoase și importante pentru comuna. Eu cred că faptul că ați făcut atât de multe lucruri în primul mandat își spune cuvântul experiența aceea dinainte da, de despre care spuneam. Într-adevăr, vreau ca în al doilea mandat, deci în 8 ani de zile, dacă vor eu cred merge că treburile cum trebuie, eu vreau să aduc, deci, ca și lucrări, ca și proiecte, în această comună, să fie realizate 80%. Da. Să nu zic mai mult. Da. Vreau apă, canal, gaze... Vreau școlile care mai rămân, bineînțeles, și mai trebuie reabilitate. O să încerc, da. Mai e nevoie de reabilitare. Să le fac și o parcare aici la centru, bineînțeles, că da. Lucrez acum, să vedem în primăvară ce putem face. Deci, una aveți, peste cealaltă, vreau să... Aveți planuri mari și... Planuri mari și... Sigur, siguranță. Trebuie dusă la siguranță. Vreau să stau în această primărie până nu mai am ce face, niciun proiect. Așa. Atunci, deja o să intrați în topul... Da, într-adevăr că muncim enorm de mult, muncim mult, da. Chiar foarte mult și cu echipa care o am și...
Aveți o echipă minunată, zic eu, oameni destoinici, oameni care întotdeauna, imediat se ocupă. Da, sunt oameni luptători, da, ascultători, da. Nu vorbim de program 8-16, chiar să stă și până la 18 și până la 20, să stă până la ora 8 și 10 seara, dovadă sunt sigur, bine. sigur. Da. Spuneți-mi, acum că am ajuns la personalul din primărie, bănuiesc relația cu oamenii care vin aici cu diverse probleme. Eu cred că e foarte bună. Deci, în cel mai scurt timp, nu stă nimeni la rând, imediat se rezolvă orice problemă, bineînțeles, în limita posibilităților. Corect, așa este, da? Și în limita legii. Că sigur, în limita legii, sigur. Lucruri care nu se fac în aceeași zi și trebuie să... Dar facem în așa fel să plece toată lumea mulțumită. Adică, sau să înțeleagă că sigur. Să mai aștepte câteva zile sau... Da. De ce v-am întrebat? Pentru că... adică mai povestesc cu oamenii, știți, prin alte comune. Dom'le, uite că am văzut, nu știu unde, exact cum e la dumneavoastră. Omul se duce, rezolvă și vrea. Și în altă parte stai și acum, ca acum 20 de ani, stai la coadă. Da, da. Aici nu, da. Nu se există așa la noi. Avem compartimente pe... Dovadă, eu zic că dacă se și rezolvă lucrurile rapid, și personalul din primărie are timp și pentru celelalte... Sigur, sigur. Într-adevăr, eu am mai scos, că am văzut lipsa de personal și am scos la concurs posturi, deci am completat, da, mare parte, ca să putem lucra, putem cu cine așa lucra. Este, da, apropo de angajări, știți că se spune, ce trebuie atâția oameni într-o primărie sau... nici pe partea cealaltă nu putem merge cu foarte puțini oameni, pentru că n-au cum să facă față. Da. Și atunci, într-adevăr, nu ajungem nici la rezultate. Da, eu într-adevăr am posturi aici 44, dintre care a rămas 43 și suntem 30. Da, deci... Ne desfășurăm activitatea destul de bine, eu zic. Da, da, da. Ce credeți dumneavoastră că ar mai fi de spus... Și am omis eu să vă întreb sau... Da, m-ați întrebat aproape de toate, știți? Da. Da. Da, eu, ce să zic, asta le doresc la tuturor oamenilor din această comună, într-adevăr, răbdare, un pic de răbdare. Fără răbdare nu putem face nimic, într-adevăr, întotdeauna, na, alții mai sunt, dar câtă răbdare, domn primar, câtă răbdare, trebuie răbdare, într-adevăr. Încă am făcut, eu zic după mine, încă am făcut foarte mult, care poate alți primari nu au făcut chiar și în 3 mandate, așa cât este. Am realizat eu până așa acum. Așa este, da, uitați că, deși noi venim destul de des la dumneavoastră, tot nu știam despre aceste proiecte, da, aveți destul de multe. Eu zic și faptul că întotdeauna comunicați cu oamenii și ați spus că sunteți foarte sincer și așa este. În momentul când îi spuneți omului, domnule, uite, m-am apucat de proiectul ăsta, să nu te aștepți că se termină în 2-3 luni, da? Da, într-adevăr, un proiect, să-i dai drumul, trebuie, să spunem, chiar 2 ani, exact, 3 ani de zile. Oamenii nu știu. Sigur, sigur. Și dacă dumneavoastră le explicați... cu siguranță că vor avea răbdare. Sigur. Dar dacă nu îi spui omului și zici, uite, că om ouă, de știți cum e. Dom'le, se face canalizarea, da? Și după aia începe, păi cât durează? Așa este, într-adevăr. Și atunci când discuți cu omul și explici că e un parcurs legal, da, care trebuie respectat. Și atunci... La noi a fost un pic mai dificilă situația aici, din cauza că... Nu am avut continuitate să spun ca și la altă primărie, să ai, domnule, să găsesc proiecte. Da. Eu nu am avut și atunci trebuia să le... De la zero. De la zero, puțin zis. Toate astea, de asta spun, vă felicit, da, pentru că ați avut așa un ritm alert. Nu, eu sunt, de obicei, sunt un luptător bun, zic eu, da, dar nu știu alții cum consideră. Se văd rezultatele și la modul cel mai frumos. Noi vă felicităm. Ce să spunem și pentru cei care sunt plecați în străinătate să se întoarcă în comună și să Într-adevăr îi așteptăm cu drag să vină, că
peste un timp, bineînțeles, cât mai scurt e un cerc, o să aibă să mândrească cu comuna lor, cu satul lor și o să fie și activități exact, la noi. Că eu caut în așa fel, dacă nu ai utilități, chiar vorbeam cu cineva, că vroiam să aduc pe cineva aici, în comună, să facă ceva, dar prima dată m-a întrebat ce utilități, domn primar. Așa eu utilități, ce să spun, am curent electric, altceva nimic. Da. Ce să spun, că am aia, că am aia. Bineînțeles că lucrez la ele, da, și vreau să le finalizez și le voi finaliza, bineînțeles, dar mai durează un timp. Mai durează un pic. Asta e situația, cum vorbeam mai înainte. Un proiect, vedeți că durează câte 2-3 ani de zile până îi dai drumul pe lucrări. Poate se mai schimbă și legislația și, nu știu... Da, așteptăm să schimbi în bine, adică să meargă, să dea drumul pe investiții. Na, și... toată lumea să aibă, să fie mulțumiți. Așa este, da. Să vină din străinătate, într-adevăr, mulțumiți. Băi, gata, am stat 10-15 ani, merg și eu, uite, pot să mă retrag acasă. Că toată lumea știe ce este în străinătate. Nu, toată lumea știe, dar în străinătate atât știe ce este străinătate, numai cel ce a fost. Așa este. Pentru că acolo te poți bucura doar de partea financiară, dar căldura aceea de a căminului o simți doar acasă. Da, bineînțeles, atât. Și eu cred că mulți oameni se vor întoarce în comunele și în orașele unde se dezvoltă. Sigur, sigur, așa este. Da. Noi încercăm tot ce putem, adică să facem, să aducem într-adevăr tineretul înapoi, da, și eu îmi doresc situația asta din cauza că și eu 20 de ani care am petrecut peste otare nu a fost atât de simplu. Da, așa este. Dar ați venit mai puternic, probabil. Am venit puternic, da. Ați venit puternic și cu idei noi, da, care au ajutat la dezvoltarea comunei Cărjor. Da, într-adevăr, am văzut foarte multe peste otare și am și o imaginație, adică exact, cum ar trebui să fim, exact, totuși suntem în secolul 21, nu mai viziune, sunt... Sigur. Da, domnule primar, noi vă mulțumim pentru invitația de a fi aici cu dumneavoastră. Vă dorim să aveți multă putere de muncă și să duceți toate proiectele la sfârșit, la bun sfârșit și de ce nu să mai veniți și cu alte proiecte. Bineînțeles, sigur. Dar muncim, sigur, să știți că orice sesiune care se deschide sau s-a deschis, nu am trecut sau a trecut pe lângă noi. Ne-am agățat de ea, un proiect. Da, așa este. Din contră, eu mă interesez, dau telefoane în stânga, în dreapta, ce măsuri să mai deschide ca să pot sau ce se vor mai deschide, da, să ne pregătim pentru următorul. Următorul proiect. Că vorbeam mai devreme despre toate aceste proiecte și ați spus că ați avut mare ajutor din partea salariaților din primărie și așa e și firesc. Spuneți-ne cum e relația dumneavoastră cu toți salariații vis-a-vis de proiecte și de toată munca pe care o depuneți. Da, eu zic după mine că suntem legați unul de celălalt, adică sunt ascultători, la asta mă refeream. Da, da, da. Și pentru toți salariații din cadrul primăriei Pârjol a fost un an cu multă muncă, concretizată în proiecte de investiții. O parte din rezultatul acestor proiecte se vede acum, iar o parte se va vedea în anii viitori. Cu siguranță așa va fi, pentru că deja de la o lună la alta s-a văzut fiecare proiect. Da, într-adevăr, muncim zi de zi, nu... Și munca trebuie să fie, da, încălzită de succes. Știe fiecare salariat ce are de făcut, da, aici mă bucur enorm de mult, exact, dimineața și până seara, din nou, cum am zis... Da, vedeți că dacă ați fi fost numai dumneavoastră să vreți să faceți ceva și n-ați fi avut un ajutor, adică n-ați fi avut cu cine să colaborați și să vă înțeleagă ceea ce vreți dumneavoastră să faceți, da, n-ați fi, probabil că lucrurile n-ar fi mers atât de bine. Da, întotdeauna de unul singur nu poți face ceea ce vrei. Absolut, așa este, da.
Vă felicit și pentru personalul pe care îl aveți și pentru colaborarea dumneavoastră, pentru că știți exact ce spuneam la începutul emisiunii, știți să colaborați și să aveți relații foarte bune cu oamenii. Da, eu zic că am... E un talent. Da, un talent și într-adevăr că, na, cum vorbeam și am vorbit până acum, da. Omul sfințește locul. Așa e. Mesaj pentru locuitori, deși ați mai spus și pe parcursul emisiunii, dar așa ca să rămână pe final, nu facem, nu este vorba de campanie electorală, ci despre tot ce ați realizat până acum și ce veți mai realiza, bineînțeles, în al doilea mandat, un mesaj pentru cei plecați în străinătate. Cu siguranță vă vor vedea și ei. Da, sigur. Eu vreau să le transmit tuturor locuitorilor Comunei Pârjol sărbători fericite, atât lor cât și copiilor plecați în străinătate. Îi așteptăm cu drag acasă de sărbători sau chiar să vină. Să rămână. Să rămână aici de unde au plecat. Că vorba aia, fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Așa este, da. Și să aibă încredere în mine. Cu un pic de răbdare, întotdeauna le spun răbdare, poate alți, mă rog, mai sunt și cârcotași, că nu se există așa. Da. Dar probabil că și cârcotașii au rolul lor. Da, dar și ei, deci nu au spor când văd atâtea lucruri frumoase, da. Făcând, domnule, ce să mai spun dacă ăsta face? Exact, sau, exact, știți? Da, da. Și atunci revine la normal, la normalitate. Da, 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 da. Și voi fi într-adevăr alături de ei, cum am fost până acum și de acum încolo. Da, noi vă mulțumim tare mult. Da, mulțumesc și eu și vă mai așteptăm. Drag, stimați telespectatori, fiind la prima ediție din acest an, vă dorim multă sănătate, multă putere de muncă. Îi salutăm și pe cei din străinătate, vă așteptăm cu mult drag acasă și să aveți un an excelent. La revedere!